Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Uneori, prieteni, Republica Fantastică România are manifestări năucitoare, chiar și pentru niște observatori atenți, pentru niște colecționari pasionați ai bizareriilor din Republica Fantastică România, așa cum suntem noi de ani de zile. Am aflat că, de pildă, dacă faci buba când cazi cu bicla, ți se deschide dosar de cercetare penală pentru vătămare din culpă. Pentru autovătămare din culpă. Așa e procedura. Că în cele din urmă aceste cercetări penale nu se transformă de cele mai multe ori și în procese penale, adică sperăm că nu, asta e foarte bine. Dar simpla idee că statul consumă timp, bani, resurse și energie într-un sistem de justiție oricum supraaglomerat pentru asemenea prostii, în loc să se concentreze pe lucrurile cu adevărat importante, este revoltătoare. Dar găsesc foarte ușor vătămătorul, mă gândesc, în situații de genul ăsta. Exact. Și atunci crește numărul de dosare rezolvate. Da. Corect, bună observație. Dar ce s-a întâmplat? De la ce n-am luat? Regizoarea Lia Bugnar povestește că săraca a căzut cu bicla prin oraș. Citez din povestea ei. Nu mai contează cum s-a întâmplat. Esența e că singură, nederanjată de nimeni, pe o stradă pustie, am căzut ca pleașca și mi-a spart barba. Deci Lia Bugnar se ducea acasă și a căzut cu bicicleta. Cum se întâmplă? Și inițial a sperat că sângerarea o să-i se oprească de la sine, dar după un timp, văzând că nu se îmbunătățește nimic, s-a dus la spital. La spitalul de urgență, unde a început suprarealismul. A fost preluată de cineva care i-a făcut fișa și Lia a trebuit să explice ce i s-a întâmplat. Că te întreabă doctor, da, ce s-a întâmplat? Și ea povestește. Citesc din nou. Zice, ce aveți acolo? Întreabă persoana care o preluase. La triaj, cum ar fi. Zice, ce aveți acolo? Că eu stăteam cu un șervet la barbă să nu mai pătesc și hainele, dacă tot îmi distrusese în fața. Dau șervetul la o parte și zic, mi-am belit barba. Zice, cum? Am căzut cu bicicleta. Zic. Zice, accident rutier? Nu, doamnă, eram singură pe stradă, pe trotuar, nimeni în jur, am căzut de pe bicicletă. Zice, e accident rutier, trebuie să chemăm poliția. Bine, zice, atunci am căzut pe scări, spune Lia Bugnar. Zice, nu, n-ați căzut pe scări, ați căzut de pe bicicletă. La revedere, ai zis-o. Da, ai zis-o, pa, la revedere. Și, mă rog, în fine, pleacă doamna aceea cu fișa, mai așteaptă, e chemată în cabinet, o doctoriță se uită pe fișă și face, aoleu, accident rutier. Lia Bugnar zice din nou, nu, doamnă, stați să vedeți că bicicletă, să vedeți căzătură, niciun accident, eu, fraieră, m-am împiedicat, am căzut, nu. În fine, îi se curăță rana, e cusută și citesc din nou. Vin acasă, viețuiesc și eu ca omul cu barba cusută și cu o julitură pe tot obrazul, sună telefonul. Număr ascuns. Răspund un domn polițist. Agenții. Nu-i dau numele, deși l-am notat. Domnul polițist îmi zice că mă sună în legătură cu accidentul rutier. Îi zic, n-am fost, doamne, niciun accident rutier. Eram eu pălugă, care am căzut în barbă de pe bicicletă, pe trotuar. Zice, n-aveți voie cu bicicleta pe trotuar. Decât dacă e bandă pentru bicicletă. Zic, era bandă. Zice, unde? Pe Cogăliceanu. Ce număr? 49. Deci, Caragiale. Zice, au mai fost alte autovehicule implicate? Domnule, zice, eram pe trotuar. Nu era nimeni pe stradă, am căzut în barbă. Ce vreți de la mine? Bine, zice polițistul, o să întocmim un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și vă sunăm peste 3 luni. Zic, domnule, glumiți, îmi faceți dosar că m-am vătămat pe mine corporal? Zice, așa e procedura. Și aici am încheiat citatul. Așteptăm să vedem ce se întâmplă în 3 luni. Da, așa este. Asta este procedura. Cineva îi comentează la postare, o doamnă Cristina, îi zice, problema e că va trebui să plătiți serviciile medicale de urgență, din urgență pe care le-ați folosit, pentru că așa e legea, ca să evitați asta, din păcate ar trebui să dați judecată spitalul, ca înregistrare și cauza accidentării, nu glumesc, tot din păcate. Deci dacă ai comis, practic, o autovătămare cu consecințe care au trebuit tratate la spital din propria ta culpă, doamna asta zice că îți plătești... Peste puțin, nu ești asigurat. De ce plătești asigurările? Adică dacă nu era bicicletă și cădea pe scări și se ducea, nu era același lucru? Hai să vezi, aici este o nuanță. Că e un accident, adică te-ai împiedicat. Foarte bună observația cu scările. Fiți atenți ce se întâmplă. Deci, procedura așa este. Eu nu contest că ea există. Mi se pare numai că se pierdere de vreme și de timp. Și există niște nuanțe. Țineți minte ce a zis Zaf cu scările. Deci procedura asta e, după ce se anunță autoritățile, polițiștii fie merg la spital, fie cer ulterior diagnosticul. Dacă e de vătămare corporală, se consideră accident cu victimă, se deschide dosar penal pentru vătămare corporală, însă asta se întâmplă doar dacă te accidentezi cu bicicleta, trotineta, nu știu ce, și probabil cazi pe scări, pe un drum deschis circulației publice. Deci una e să cazi pe scări în parcul Carol, să zicem, de fapt nu, una e să cazi pe scări pe stradă, pe drumul public, alta e să cazi pe scări în parcul Carol. Dacă o pățești în parc, dacă tu cazi cu bicicleta în parc, sau în pădure, sau în interiorul unui complex rezidențial, sau într-o parcare, polițiștii pot face verificări dacă sunt anunțați, să nu deschid dosar penal. Pentru că nu este vorba de un accident produs pe drumuri deschise circulației publice. Păi stai, și în cazul ăsta era pe trotuar. Ok, da. Pista de bicicletă. Pista de biciclete, deci... Clar, ai înțeles? Și altfel adică... ar fi amendat-o că ar fi mers cu bicicleta pe trotuar dacă nu era pistă? Cred că da. Really? Da. Dar dacă ea cădea cu bicicleta în propria ei curte, adică... Băi, ideea e simplă. Dacă ai căzut pe Garchine... Deci depinde și unde cazi. Dacă te mută pe Academiei, atunci pe Academiei nașpa. Deci pe statul român, pe polițiști, pe statul român, de fapt, nu-l interesează că cetățeanul s-a lovit, a făcut buba și a spart capul, are nevoie, trebuie să cheltuiască pe reparații medicale, pe tratament. Și interesează unde s-a întâmplat. Bă, unde? Că asta este. Deci, încă o dată, suntem forme fără fond. Știi? Fondul este, băi, s-a rănit cetățeanul. Ce s-a întâmplat? Bă, a avut un accident rutier. La accidentul rutier deschidem dosar de cercetare penală pentru vătămare din curpă. Dar dacă ai avut accidentul, că ai trecut la tine în curte, nu mai este accident rutier. La revedere. Bag de seamă că e plin de James Bonds în poliția română. Uite, depinde și de cine dai, că eu nu spune că a pățit-o și el, dar l-au învățat la urgență să spună că n-a fost pe drum public. Da. Știi că depinde de ce... Da. De asta e exact. De cine dai? Că dacă e drăguț, să zice: maestre, n-ai căzut cu bicicleta, las-o pe scări. De câte ori am căzut cu bicicleta, niciodată nu m-am gândit că riscam un dosar de cercetare penală, pe cuvântul meu. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.